Veste proastă pentru români. Un aliment esențial din bucătăriile românești va înregistra o creștere a prețului înainte de această iarnă. Această scumpire neașteptată este rezultatul secetei severe din vara trecută. Iată produsul despre care este vorba. Acest produs de bază din majoritatea gospodăriilor românești va înregistra o scumpire semnificativă. Experții prevăd majorări de prețuri până la 30% în perioada următoare. Acum câteva săptămâni, Guvernul României a comunicat că va oferi fermierilor loviți de secetă un sprijin de 200 de euro pe hectar. Conform datelor oficiale, aproximativ 2 milioane de hectare au fost afectate de seceta din ultimele luni. În prezent, România înregistrează cea mai redusă producție de floarea soarelui din ultimii 15 ani. Mii de fermieri se plâng că au avut culturile complet devastate. O recoltă mai mică va conduce inevitabil la creșteri de prețuri. În ultimele săptămâni, prețul plantei floarea soarelui a crescut dramatic în portul Constanța, ajungând la 480 de dolari pe tonă. Economiștii avertizează că aceste majorări de preț se vor reflecta și în costurile de la raft, direct în prețul sticlei de ulei. Mai mult, problema întâmpinată în România se regăsește și la nivel european. În anul 2024, cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene se așteaptă la o producție totală de 8,9 milioane de tone, ceea ce reprezintă o scădere cu 10% față de recolta din anul precedent. Cu siguranță vom avea o creștere de preț la raft, pentru că asta se întâmplă când oferta are de suferit. În general, când apare o problemă de ofertă, aceste creșteri se pot situa la 20-30%, mai ales în perioada de vârf. În iarnă, când consumăm mai mult ulei, dar și când problemele de transport ajung la un cost maxim, a declarat Cristian Băun, profesor de economie. Relatează Cancam.ro.